Săgioanii, mânia iernii. Săgioanii s-a născut în urma unui mariaj politic freliortian, care s-a sfârșit la fel de rece precum a început. Mama ei, Calchia, o războinică vlăstar al gheții din tribul Gheara Iernii, și-a abandonat familia pentru a fi alături de bărbatul care-i furase inima cu mulți ani în urmă, iar tribul a căzut pradă haosului, fără o războinică mamă care să-l conducă. Săgioanii a fost crescută de bunica sa, Hegian. Deși Săgioanii s-a străduit din răsputeri să câștige iubirea bunicii ei, n-a putut niciodată să împlinească pe deplin așteptările. Pe măsură ce tribul a întâmpinat din ce în ce mai multe greutăți de-a lungul anilor, Hegian a avut din ce în ce mai puțin timp pentru nepoata ei. Săgioanii a avut parte de iubire, confort și siguranță numai în timpul vizitelor făcute în tribul avarosanilor, care erau înfrățiți cu Gheara Iernii. Grena, cea mai faimoasă războinică din regiune, o lua pe Săgioanii sub aripa ei în timpul verilor. După ce Săgioanii a aflat că Grena o învinsese într-un duel pe Calchia cu mult timp în urmă, războinica mamă a avarosanilor a devenit idolul ei, iar Ash, fica Grenei, a devenit singura persoană pe care fata o putea considera cu adevărat o prietenă. Când Grena a îndrăznit să pună la îndoială modul în care Hegian își creștea nepoata, aceasta a fost profund jignită și a tăiat orice legătură cu tribul avarosan. Gheara Iernii a pornit apoi o serie de conflicte cu triburile vecine, încercând să recâștige onoarea și teritoriile pierdute odată cu plecarea Calchiei. Dar aceste tactici brutale și disperate au dăunat și mai mult tribului. Cumva, zvonurile au ajuns până la Calchia. Când a auzit de situația tribului său, s-a întors și și-a reluat rolul de războinică mamă. Însă chiar și așa, încheierea acestor conflicte îi lăsase pe cei din Gheara Iernii cu pământul puține și sărace, nevoiți să se bazeze pe sandinelele ghețurilor pentru protecție. Furioasă, Săgioanii a jurat să preia conducerea tribului de la mama ei. A făcut un legământ sacru să conducă un raid periculos împotriva unei corăbi noxiene de război, în speranța că îndeplinirea legământului avea să-i aducă pe membrii tribului de partea ei, câștigându-i destulă susținere pentru a-i înlătura pe preoții ghețurilor și pe Calchia de la putere. În timpul atacului brutal, Săgioanii a eliberat un drivasc tânăr, care altfel ar fi fost sacrificat pentru hrana celor de pe corabie, și i-a dat numele de Bristol, pentru că avea blana foarte țepoasă. Deși Săgioanii n-avea de unde să știe acest lucru, Bristol avea să devină unul dintre cei mai mari mistreți drivasc văzuți vreodată și să rămână credincios alături de ea. După reușita raidului, Săgioanii a hotărât că era timpul să-și confrunte mama, provocând-o la luptă pentru conducerea tribului. Potrivit obiceiurilor străvechi, o luptă între mamă și fică era de neconceput, dar Săgioanii n-avea să se lase oprită de asta. Indignați, preoții ghețurilor au fost nevoiți să intervină, iar Calchia a murit în timpul conflictului, înainte ca Săgioanii să poată ajunge la ea. După ce a devenit războinica mama a Ghearei Iernii, Săgioanii a început să atace și să asimileze triburile vecine,
consolidându-și puterea și câștigând o veritabilă armată de adepți. Actul ei de sfidare a santinelelor ghețurilor a atras șamanii expulzați din alte triburi, purtători ai spiritelor, vlăstare ale gheții și ale viscolului și adepți ai vechilor zei de peste tot din Freljord. În doar câțiva ani, de la un trib slab, căzut în disgrație și vulnerabil, gheara iernii a devenit cunoscut și temut în tot ținutul. Erau rapizi, puternici, brutali și devotați în întregime războinicei mamă. Acum, pe măsură ce anotimpurile își urmează cursul, segioanii își continuă asaltul, jefuind, ucigând și cucerind tot ce îi stă în cale, de la triburi din sud până la invadatori noxieni și popoare de la granița Demasiei. Scopul ei ultim e acela de a distruge coaliția de triburi formată de prietena ei din copilărie, Ash. În ceea ce o privește pe segioanii, războinica mamă a avarosanilor a trădat nu numai prietenia dintre ele, ci și moștenirea grenei. Segioanii va dovedi că numai ea e demnă de a conduce Freljordul. Trandall, regele trolilor. Trolii sunt niște creaturi masive și violente, care trăiesc în cele mai aspre ținuturi din Runeterra. Nu sunt chiar invulnerabili, însă au o constituție robustă și se vindecă mai repede decât oamenii sau alte rase muritoare, ceea ce înseamnă că pot îndura temperaturi extreme și au nevoie de mult mai puține resurse decât alte creaturi. Probabil acesta este principalul motiv pentru care unele dintre cele mai mari triburi își duc încă veacul prin munții din Freljord. Trandall s-a născut într-o peșteră murdară, având încă 15 frați și surori. Însă vremurile erau grele, iar dintre ei, doar 7 au crescut și au ajuns să se alăture cetei de război a căpeteniei. Iar după prima iarnă de prădat și jefuit, au mai rămas doar 3. În timp ce războinicii se ospătau, căpetenia lor și-a declarat intenția de a prăda din nou aceleași pământuri. Toți aveau să se teamă de ei, ceea ce făcea lucrurile tot mai ușoare. Încruntându-se, Trandall s-a ridicat și s-a împotrivit planului. Cei pe care îi jefuiseră deja nu mai aveau nimic. Însă dacă îi atacau iarna următoare, când aveau grânarele pline și animalele în grajduri, cu siguranță aveau să se întoarcă cu o pradă considerabilă. Ceilalți troli n-au părut să fie de acord. Au scrâșnit din dinți și s-au scărpinat în cap, încercând să înțeleagă ce voia să spună Trandall. Oare era laș? Oare îi intrase frigul în creier și îl înghețase? Căpetenia l-a alungat de pe munte, a zvârlind cu pietre după el. N-avea nici timp, nici loc pentru astfel de neghiobi. Știind că nu avea să fie primit cu brațele deschise nicăieri, Trandall s-a aventurat departe de locurile sale de baștină. A evitat triburile de troli împrăștiate de-a lungul tundrei și a avut grijă să nu dea nas în nas cu vreun yeti de pe platourile muntoase. Pe timpul nopții, privea stelele și și-aducea aminte de poveștile pe care le auzise când era copil. Legendele despre Grubgrak, cel înțelept, și alți regi troli din vechime care se închinaseră vechilor zei și care primiseră în schimb arme puternice, drept simboluri ale dreptului lor de a conduce lumea. Într-o zi, Trandall a dat peste o fisură adâncă în pământ.
Deși fusese bucuros să găsească un adăpost, și-a dat seama la scurt timp după aceea că fisura era de fapt intrarea într-un labirint de canioane, mai vast și mai adânc decât munții de deasupra. Iar acolo, pe fundul acelui abis, a întâlnit-o pe vrăjitoarea ghețurilor. Îl aștepta pe un lac înghețat și strălucitor, înconjurată de oameni firavi, înveșmântați în blănuri și armuri de metal. Vrăjitoarea ghețurilor l-a întrebat cum de reușise să ajungă acolo, chiar în inima împărăției sale, și cum de putea să pășească pe lacul ei. Când Trandel s-a uitat în jos, a văzut că gheața de sub el era mai întunecată decât cerul nopții. Nu înțelegea cum era cu putință așa ceva. Vrăjitoarea ghețurilor i-a spus că era special, că era un vlăstar al gheții, ceea ce însemna că trebuia să rămână alături de ea. Dar Trandel nu voia să rămână acolo. I-a povestit vrăjitoarei despre cum fusese alungat de căpetenia tribului său și despre dorința sa de a găsi o armă strașnică și de a deveni un rege măreț, precum Grubgrac. Nu mică i-a fost mirarea când vrăjitoarea a înțeles și i-a oferit un ciomag uriaș din gheață, numit Sfarmă Oase. Putea, în sfârșit, să devină regele trolilor și să formeze o alianță cu tribul de oameni al vrăjitoarei. A primit arma, apoi a pornit înapoi către casă. Când a ajuns la tribul său, căpetenia i-a râs în față, dar Trandel l-a pocnit în cap cu Sfarmă Oase și l-a redus la tăcere. Într-o secundă, magia din ciomag l-a înghețat bocnă pe bătrânul troll și cu încă o lovitură Trandel l-a spulberat într-o mie de cioburi. Cuprinși de uimire și admirație, ceilalți troli i-au ascultat poveștile despre vrăjitoarea ghețurilor și despre alianța promisă. Trandel era deștept. Trandel fusese ales să mânuiască puterea gheții. Trandel era noul lor rege. Cu Trandel în fruntea tribului, vremea trolilor va veni în curând. Trindamir, regele barbar. Trindamir s-a născut în stepele înghețate, unde zăpada nu se topește niciodată, și a învățat de mic prețul supraviețuirii. Deși cei din clanul său venerau vechii zei și se închinau și celor trei surori, se rugau cel mai des unei zeități care cutreiera tundra, un animal cu colți monstruoși, imposibil de ucis, deoarece materia primă necesară pentru făurirea armurilor nu se găsea cu ușurință. Clanul și-a folosit resursele pentru a forja niște săbii excepționale, inspirate de caninii din fildeș ai zeului lor. În timp, vitejia și puterea clanului lui Trindamir au devenit legendare. Puteau să le țină piept celorlalte triburi, să ucidă bestiile care se lășluiau în munți și să respingă atacurile noxiene de la sud. Trindamir a devenit un războinic curajos și formidabil, însă puterea i-a fost testată cu adevărat într-o noapte geroasă, în plină iarnă. O furtună stranie se abătuse dinspre răsărit, aducând cu ea un întuneric rece. Pe fundalul lunii pline și-a făcut apariția o siluetă masivă. Crezând că e vorba despre zeul lor, unii membri ai clanului au îngenunchiat. Creatura era într-adevăr înzestrată cu puteri magice străvechi, dar nu aparținea Freljordului, iar cei care au îngenunchiat în fața ei au fost primii care au murit.
Trindamir a privit îngrozit scena. Inima i s-a umplut de furie la vederea armei nemiloase și însuflețite a invadatorului. Mânat de setea de sânge, Trindamir și-a ridicat propria sabie și a pornit la luptă cu un urlet sfidător. Silueta întunecată l-a dat la o parte ca pe o insectă. Înconjurat de leșuri, Trindamir a zăcut în zăpada anegrită de sângele războinicilor uciși. A crezut că se va stinge și el acolo, dar creatura s-a apropiat de el și a vorbit. Trindamir a încercat să țină minte vorbele întortocheate și stranii ale creaturii, dar râsul său demonic a fost singurul lucru care i s-a întipărit în amintiri. Trindamir n-a murit în seara aceea. O furie cum nu mai simțise niciodată l-a readus la viață. S-a îndreptat către est, hotărât nu numai să-și răzbune clanul, ci și să-și recapete onoarea pierdută în urma luptei. Dar stepa nu i-a oferit prilejul pentru răzbunare. Existau și supraviețuitori, care n-ar fi rezistat dacă Trindamir nu le-ar fi găsit un adăpost. La sud erau noxienii, la nord sandinelele ghețurilor, iar dinspre est venise silueta întunecată. Spre vest se zvonea că unele triburi se adunaseră sub comanda liderului despre care se spunea că ar fi reîncarnarea Avarosei. Mai de mult, Trindamir n-ar fi crezut asemenea povești, dar acum păreau singura lui opțiune. Când Trindamir și ceilalți supraviețuitori ai tribului au ajuns în vale, nu erau mai presus de niște bieți cerșetori. Trindamir nu renunțase la gândul răzbunării, așa că hotărâse să demonstreze vitejia clanului său și să câștige protecția conducătoarei avarosanilor pentru a-și continua misiunea. Înarmat cu sabia lui încovoiată, a început să facă ce știa mai bine, să provoace alți războinici la duel. Având monstrul în gânduri și râsul său întipărit în minte, Trindamir și-a înfrânt toți adversarii. Furia lui de nestăvilit îi tulbura pe avarosani și războinicii din nord observaseră repeziciunea cu care se vindeca între lupte. Cu cât era mai mânios, cu atât trupul și puterile îi se întregeau mai mult, spre deosebire de vlăstarele gheții. Mulți au început să creadă că tribul lui practica magia ocultă. În cele din urmă, planul lui Trindamir ajunsese să pericliteze acceptarea clanului. Cu toate astea, nu toți avarosanii erau împotriva lui. Liderul lor, războinica mamă Ash, dorea să-și întărească poziția printr-o căsătorie de interes politic și căuta un bărbat care să îi înfrângă pe toți ceilalți pretendenți la mâna și domnia ei. Văzând ceva aparte în el, i-a promis că îi va primi în trib pe frații lui, dacă Trindamir acceptă să devină primul și singurul ei însângerat. Cu cât Trindamir a petrecut mai mult timp cu Ash, cu atât s-a convins că era într-adevăr reîncarnarea divină a Avarosei. Temperamentul ei moderat i-a mai potolit furia, iar cei doi au început să țină unul la celălalt. Însă chiar dacă Trindamir e partenerul lui Ash, viitorul lui e incert. Regele barbar știe prea bine că războiul bate la ușa Freljordului, dar tânjește în continuare după răzbunare. Mai mult, uneori se întreabă dacă locul lui chiar e lângă regină. Udyr, purtătorul spiritelor.
Atunci când luna plină se ridică roșie ca sângele pe cerul iernatic din Freljord, purtătorii spiritelor știu că s-a mai născut un copil care va face parte dintre ei. Un suflet aflat în comuniune cu sălbăticia și cu tărâmul și care va purta spiritul ce se potrivește cel mai bine inimii lui. În noaptea nașterii lui Udyr, luna stacojie nu sugera că s-ar fi întâmplat ceva diferit. Nimic nu spunea că Udyr era deja cel mai puternic purtător al spiritelor care se născuse vreodată. Toate ființele au spirit, fie că sunt oameni, animale sau plante, indiferent dacă sunt morți, vii sau chiar lipsite de moarte. Dar spre deosebire de ceilalți purtători ai spiritelor, Udyr avea puterea de a simți nu doar un singur tip de spirit, ci pe toate. Nevoile și dorințele tuturor celor din jurul său îi inundau mintea, asurzindu-l cu vacarmul lor. Părinții săi nu știau cum să-l ajute. Războinica mamă a tribului a chemat alți purtători ai spiritelor să-l antreneze pe băiat, dar toți spuneau același lucru. Învățăturile purtătorilor spiritelor îl puteau ajuta să se deschidă față de spirite, nu și să se închidă. Prima oară când tânărul Udyr și-a folosit intenționat puterile, a fost atunci când au încercat să-l prindă santinelele ghețurilor. Terifiat, s-a ascuns în pădure, fără să se aștepte să simtă în urma sa viața smulsă din toți. Întregul său trib a fost ucis într-o clipă. Urlând de durere și furie, Udyr și-a luat puterea de la spiritele pădurii. Cu o lovitură cu ghearele și cu o bătaie din aripi, a dărâmat muntele peste santinelele ghețurilor. Singur, îndurerat și copleșit, Udyr a rătăcit prin sălbăticie ani de zile, reușind cu greu să supraviețuiască. Nu a mai interacționat cu oameni decât târziu, când a ucis o gheară sălbatică ce le făcea probleme vânătorilor din gheara iernii. Impresionați, aceștia l-au chemat pe Udyr în tabăra lor, iar războinica mamă Hegyan l-a trimis să învețe calea războiului alături de fiica ei, Kalkia. Băiatul sălbatic a învățat-o pe fata singuratică cum să supraviețuiască în sălbăticie, iar ea i-a arătat cum să trăiască printre oameni. În curând, Udyr a început să se simtă ca acasă în gheara iernii. Dar lucrurile s-au schimbat atunci când o haită de lupi ai ghețurilor, flămânzi și bolnavi, s-au apropiat prea mult de tabără. Udyr s-a pierdut în ceața nebuniei și în fometării lor, atacând și aproape ucigând un copil. Doar gheața pură, mânuită de Kalkia și de mama ei, a reușit să-l oprească. După ce a ucis toți lupii, Hegyan l-a alungat pe Udyr din gheara iernii. Udyr s-a întors în munți, departe de cei pe care îi putea răni. Kalkia l-a vizitat câte des era cu putință, iar în cele din urmă a ajuns să-și conducă tribul. Bucuroasă, i-a permis lui Udyr să se întoarcă printre ei, dar el a refuzat. Tot nu putea controla spiritele ale căror dorințe și nevoi îi urlau în minte, dar a jurat că avea să o apere mereu pe Kalkia, dar și pe toți cei pe care ea îi iubea. A fost ultima oară când s-au văzut. Totul s-a schimbat când a fost vizitat de un călugăr străin. Călugărul i-a spus că voia să se antreneze cu purtătorii spiritelor pentru a învăța cum să stăpânească spiritul dragonului care ardea în el. Udyr l-a refuzat,
Dar călugărul l-a provocat la luptă pentru dreptul de a fi antrenat, iar lupta dintre ei a fost crâncenă. În cele din urmă însă niciunul nu a reușit să câștige. Călugărul s-a prezentat ca fiind Li Xin și a spus că lupta demonstra că amândoi aveau multe de învățat, invitându-l pe Udir să se antreneze în tărâmul lui natal, Ionia. Deoarece nimic nu-l mai ținea la Freljord, Udir a fost de acord. Cei doi bărbați au devenit apropiați în timpul călătoriei, antrenându-se împreună zi de zi, atât ca să devină mai buni în luptă, cât și ca să comunice cu spiritele. Când au ajuns la mănăstirea Hirana, aceasta era sub asediul noxienilor. Invocând spiritele Ioniei, Udir s-a aruncat și el în luptă. După victorie, cei doi i-au cerut abatelui să-i îndrume și să-i învețe controlul. După ce acesta le-a zis că autocontrolul nu avea un final garantat, a fost de acord să-i antreneze pe amândoi. Pentru prima dată, mintea lui Udir s-a liniștit suficient încât să-și poată auzi propriile gânduri. El și Li s-au antrenat împreună pentru a stăpâni spiritele din și de lângă ei. Înarmat cu o nouă cunoaștere și înțelegere, Udir a reușit să-i ajute pe Li și pe dragonul său să-și găsească echilibrul, ceea ce l-a făcut și pe el să înțeleagă că armonia și interdependența erau cele care aduceau echilibru Ioniei. Pe de altă parte, echilibrul din Freljord se baza pe luptă și conflict, pe creștere și schimbare, iar lupta pentru supraviețuire într-un mediu ostil și periculos era înscrisă în sufletul fiecărui freliordian. După câțiva ani, Udir și-a dat seama că puterile lui stagnau. Putea fie să rămână în Ionia și să se antreneze cum o făcuse și până atunci, fie să se întoarcă în lupta de acasă, unde să-și continue creșterea. În cele din urmă, răspunsul a fost evident. Li i-a dat lui Udir una dintre pânzele cu care se lega la ochi, ca să-i reamintească de hotărârea sa de a obține autocontrolul. Dar i-a cerut un singur lucru. Atunci când Udir avea să obțină ce-și dorea din Freljord, să-i returneze el însuși acea pânză. Udir și-a legat-o în jurul mâinii, apoi a pornit din nou în călătorie pentru a-și accepta rolul de purtător al spiritelor. Când s-a întors în Freljord, Udir a descoperit că se iscase un nou conflict între o războinică mamă avarosană și cea a ghearei iernii. Avarosanii voiau să unească Freljordul într-un singur popor, punând capăt luptelor. Dar Udir știa că o astfel de acțiune avea să rănească spiritul tărâmului, așa că a decis să-i ofere sprijin celuilalt trib, gheara iernii. A fost primit de încăpățânata fiică a Calchiei, Sejuani, în inima căreia simțea nevoia de îndrumare. Tânăra a acceptat ajutorul lui Udir, dar încrederea ei a fost mai greu de câștigat, deoarece auzise din copilărie povești despre purtătorul spiritelor și setea sa de sânge. Udir a ajuns să aprecieze hotărârea și inteligența lui Sejuani, chiar dacă lipsa ei de milă îl îngrijora. Sejuani a văzut înțelepciunea lui Udir și inima sa războinică, dar absențele lui dese o enervau. Cu toate acestea, în timp au ajuns să se vadă unul pe altul ca fiind parte din familie, ca un tată de jurământ vitreg și fiica sa, dar niciodată nu și-au spus-o unul altuia. N-a durat mult până când ceilalți purtători ai spiritelor l-au chemat pe Udir în sud.
Dar soarta a intervenit, scoțându-i în cale o bătrână neobișnuită, îmbrăcată într-o haină enormă, care i-a cerut ajutorul cu câteva munci imposibile. Udir nu a reușit să le ducă la bun sfârșit, dar a amuzat-o cu încercările lui. Bătrâna l-a răsplătit cu pâine atât de sărată încât s-a necat și cu apă atât de rece încât i-a înghețat sângele în vene, râzând de reacția lui. Apoi și-a dat jos haina, iar puterea ei spirituală l-a lovit pe Udir cu forța unei avalanșe. A leșinat, iar când s-a trezit era singur. Simțea că ceva din el se schimbase, că avea o nouă putere. Nu știa asta, dar sora Focă, într-una dintre multele ei deghizări, îl testase și îl binecuvântase. Încă demoralizat de întâlnirea ciudată, Udir s-a alăturat fraților săi din sud și le-a ascultat îngrijorările legate de schimbarea spirituală stranie pe care o simțeau petrecându-se. Se temeau că Freliordul era pe moarte, că spiritele tărâmului începeau să se prăbușească. Udir credea că avarosanii, în efortul lor de a uni Freliordul, erau cauza acelei dureri. Le-a spus și celorlalți purtători ai spiritelor concluzia lui și i-a rugat să lupte împotriva avarosanilor alături de gheara iernii. Mulți au privit ideea cu scepticism, dar alții au acceptat, temându-se că Udir avea dreptate. Cu noua putere spirituală ce curgea prin el, Udir a alergat înapoi la gheara iernii pentru a ajuta tribul să pună capăt amenințării împotriva Freliordului odată și pentru totdeauna. Volibear, furtuna nemiloasă. Unii spun urletul tunetului, marea furtună sau Valhir. Alții îl știu drept distrugerea, ursul cu 1000 de răni sau cel drept. Dar majoritatea triburilor care încă mai respectă vechile credințe îi spun Volibear. Volibear e întruchiparea distrugerii, a forței și a furtunii, reprezentând puterea și furia de neoprit ale Freliordului. Cu mult înainte ca rasele de muritori să ajungă pe acest tărâm, Volibear și ceilalți semizei l-au creat și l-au botezat Voriard. Potrivit legendelor, Volibear a dat naștere celor 5 fiorduri cu o singură mișcare a ghearelor, iar lupta lui cu Rond, sălbaticul șarpe înflăcărat, a lăsat în urmă nenumărate văi și râpe. Sângele bestiei ucise s-a scurs și a dat naștere primului râu din Freliord, iar munții Virmbac s-au format din trupul său gigantic. Pe vremea primelor triburi, magia sălbatică era omniprezentă. Volibear era venerat pretutindeni, căci toți aveau nevoie de puterea lui nestăvilită pentru a supraviețui. S-au purtat nenumărate războaie, iar Volibear a luptat alături de supușii săi, înveșmântat în armura sa împodobită cu rune, făurită de Orn, fierarul semizeu și fratele său. Pe atunci, legătura dintre cei doi era una puternică. Luptau deseori cot la cot, deși Orn n-avea același apetit feroce pentru bătălii. Volibear trăia pentru victoriile câștigate cu greu, iar fiecare ofrandă însângerată pe care o primea îi sporea puterea. De-a lungul timpului însă, a început să se îndepărteze de semenii săi, iar fiecare și-a croit propria cale. Chiar și așa, nu erau încă dezbinați, până când credințe noi
au început să le năruie pe cele vechi. Trei surori s-au ridicat la putere în Freljord, căutând să controleze și să modeleze tărâmul după propriile lor voințe, iar semizeii nu au putut cădea de acord despre cum să procedeze. Anivia și alți câțiva și-ar fi dorit o alianță cu surorile, în timp ce Volibear și Mistrețul de Fier voiau să le distrugă. Unii s-ar fi mulțumit să le ignore. În cele din urmă aveau oricum să piară, ca toți ceilalți muritori. Pentru a le învinge pe cele trei surori, Volibear a apelat la ajutorul ursinilor, cei mai brutali și mai sălbatici dintre discipolii săi. Apoi și-a rugat fratele să-i înarmeze. Dar Orn l-a refuzat. Fratele lui nu-i avea la inimă pe ursini, astfel că între cei doi semizei a izbucnit un conflict teribil. În cele din urmă, Volibear l-a blestemat pe Orn și a renunțat la armura primită de la el. Avea să lupte cu dinții și cu ghearele, cu puterea sa și cu forța tunetului. În loc să-i slăbească, puterea a crescut considerabil. Cu o furie renăscută, Volibear a confruntat-o pe una dintre surorile muritoare, care încercase să fure puterea semizeilor și să-și o însușească. A înfrânt-o în fața propriei armate și a orbit-o, dar n-a putut opri schimbarea pe care o declanșase. Odată cu trecerea secolelor, triburile au început să le venereze pe cele trei surori în locul lui Volibear, indiferent de eforturile acestuia. Multe dintre tradițiile străvechi au fost date uitării. În loc să înfrunte sălbăticia naturii, triburile s-au ascuns în spatele zidurilor. În loc să vâneze, oamenii au început să crească vite și să cultive câmpurile. În loc să curgă liber, marile râuri au fost stăvilite cu baraje. Freljordul pe care îl știa murise. Schimbarea se petrecuse lent, asemenea unui ghețar care se topește, dar Volibear și-a dat seama că triburile ajunseseră să se separe cu totul de spiritul locului, devenind slabe, supuse și vulnerabile. Oamenii nu mai respectau vechile datini și nu credeau în vechii zei. Cuprins de furie și hotărâre, Volibear a jurat că va nimici toate semnele civilizației din Freljord și că îi va reda tărâmului spiritul său sălbatic de altă dată. Triburile aveau să redevină puternice, iar el avea să fie din nou venerat și temut pretutindeni. Acum, chemarea lui Volibear străbate munții și câmpiile din nord, atrăgând din ce în ce mai mulți freliordieni. Încetul cu încetul, aceștia își aduc aminte de vechile tradiții, iar puterea lui crește cu fiecare nou discipol. Se apropie ziua judecății, iar prețul va fi plătit în sânge.